Capitolul 19 Împungerea în coastă a avut loc ceva mai târziu. Soldații, la cererea iudeilor, trebuind să coboare trupul răstignitului și a celorlalți osândiți de pe cruce, sfărâmară fluierile picioarelor celor doi tâlhari, iar pe Isus îl împunseră cu sulița în coastă, nota traducătorului. Un șuvoi de sânge țâșni și soldatul pe care un fel de milă îl făcuse să străpungă delicatul corp ca să-l scutească de chinurile ce ar fi trebuit să le mai îndure, se trase într-o parte speriat de ceea ce făcuse. Nu apucase bine să-l lovească și, capul cu coroana de spini, se lăsă deodată. Ochii, până aici îndreptați spre cer, se plecară pentru ultima oară spre pământ și se oprirea asupra mulțimii, cu așa de adâncă înțelegere, cu atâta dragoste plină de duioșie și tristețe nemărginită, încât toți tăcură, cuprinși de teamă și de rușine în toate viacurile ce vor urma, niciodată vreo altă iubire nu va mai privi astfel omenirea. Niciodată nu va mai primi lumea o așa cuprinzătoare iertare, o așa gingașă binecuvântare. Un sârâs mai flutură încă o dată pe buzele palide și o strălucire mai puternică decât oricare soare îi lumină trăsăturile minunate și cu o ultimă lungă și limpede privire, divinitatea nemuritoare își lo adio de la cei muritori. O duioșie uimitoare răsună ultimul său cuvânt. Săvârșitusa sa Luminosul cap căzu greoi pe piept, membrele chinuite se mai cutremurar odată și încă dată, și apoi rămaseră nemișcate. Moartea își luase dreptul ei. Nu se arătase niciun semn că moartea însăși fusese biruită. Totul se sfârșise. Epistola dumnezească fusese predată și trimisul Domnului fusese ucis. Legea era satisfăcută prin îndeplinirea dreptății. Dumnezeirea n-ar fi putut să moară, dar acela care se chema Fiul lui Dumnezeu murise. Va să zică totul s-a săvârșit. Un abur ușor se ridică în jurul crucii și se pierdu încet. Soarele, ca o faclă ce se stinge, căzu și el în besna nopții. Capitolul 19 Urmă o pauză scurtă. Liniștea solemnă care însoțise clipa morții să lățise și peste mulțimea nemiloasă. Apoi începură unii să plece, alții să vorbească și tăcerea se prefăcut într-o larmă zgomotoasă. Oamenii se împrășteau în grabă dorind să ajungă în oraș până nu se întunecă iarăși. Unora le era milă de femeile care nu se mișcau din locul lor, totuși nimeni nu se apropia de ele să le mângâie. Barabas, nefiind în stare să mai privească la agonia divinului martir, plecase în neștire mai devreme și acum se oprise la o parte cu ochii plecați și tremurând de revoltă și oboseală. Se părea că oamenii lui taseră, treceau pe lângă el vorbind tare, unii chiar râdeau veseli. Înspăimântătoarele impresii ale acestei zile li se ștergeau acum din minte. Crucile întunecate se confundau acum cu cerul întunecat, călăii luară corpului Hanan, în care scânteia vieții tot nu se stisese. Uitându-se în dreapta și în stânga, Barabas nu putu găsi nicio figură cunoscută. Arhierei, Caiafa și Ana dispăruseră pe undeva, nicio urmă a iudite Iscariot și nicăieri nu se vedea strania figură dârza noului său prieten, ciudatul Melchior. Singura față pe care el o recunoscu fu a centurionului Petroniu, care tot mai stătea la postul său de sub crucea nazarineanului, părea absorbit de un gântul burător, nehotărât. Barabas păși spre el și văzu că fața lui și barba lui în dezordine erau ude de lacrimi. Cu adevărat, îngăimă el vârându-și sabia -nteacă. Cu adevărat, fiul lui Dumnezeu a fost acesta." Barabas auzi aceste cuvinte și privi cu spaimă la el așa s-o costă, tu?" șopti el. Atunci ce se va întâmpla cu cei ce l-au ucis?" Nu știu," răspunse Petroniu, eu sunt un prost necunoscător." Dar totuși nu așa necunoscător ca cei ce au preferat viața ta, Barabas, vieții nazarinianului. Nu, nu te uita așa îngrozit la mine, nu e vina ta și nici tu, nu tu ai făcut alegerea. Ba, aceasta nici n-a fost alegerea poporului, ci a fost voința preoților. Fie blestemați acești preoți, ei de la început chiar fac răul și iau numele Domnului în deșert ca să-și ajungă propriile lor scopuri. Acest om răstignit a fost împotriva preoțimii fățarnice și de aceea a pierit și eu îți spun, acest împărat al iudeilor, cum îl numeau ei, a fost mai divin decât toți zeii. Amintește-ți cuvântul meu, noi îl vom mai vedea și auzi încă. Și întorcându-se repede și nerăbdător, ca și cum s-ar fi rușinat de tulburarea sa, Centurionul se întoarse la îndeplinirea datoriilor sale. El trebuie să urmărească coborârea de pe crucea tuturor celor trei răstigniți. Baraba softă și stând pe unul și același loc, observă cu tristețe și durere cele ce se petreceau. Umbrele nopții se lăsaseră și corpul mort al lui Hristos părea o fantomă de plâns pentru slăbiciunea sa, dar totuși numai un corp frumos, fără viață și nimic mai mult, el fu cuprins de un sentiment de amară deziluzie, înțelese că în tot timpul acestei nemai văzute tragedii, crezuse, convins în sinea sa că omul din Nazaret nu poate muri. În mintea lui se înrădăcinase adânc gândul, nu știa cum, că în ultimul minut se va petrece o minune uimitoare înaintea întregi mulțimi, sau crucea nu va mai susține greutatea de pe ea, sau vreun trimis din ceruri precedat de trăsnete și cu tremure de pământ, se va coborâ deodată cu slavă și va anunța solemn că acest suferind proroc este Mesia cel așteptat de mult. Dacă într-adevăr el ar fi fost fiul lui Dumnezeu, cum zicea Petroniu, puterea lui s-ar fi arătat. Sfârșitul acesta îi se părea lui Barabas nepotrivit și nedrept. Moartea era sfârșit obișnuit al tuturor oamenilor. El regreta cu neliniște că cu Nazarinian se supusese sorții comune și în timp ce cugeta astfel un glas mângâietor și trist răsună chiar în urechile lui. Săvârșitusa. sa! El tresări și întorcându-se îl văzu pe prietenul său tainicul Melchior, a cărui față brună era palidă ca de mort, cu toate că un surâs ușor și delicat îi flutura pe buze. El repetă. Săvârșitul sa. Tu, ca și întreaga lume, ai primit această miraculoasă asigurare. De acum niciun om nu trebuie să se mai teamă de moarte. Haidem, noi nu mai avem ce face aici. Prezența noastră devine un sacrilegiu. Să lăsăm pe Hristos cel Mort lacrimilor și vocetelor femeilor care îl iubeau. Noi, bărbații, ne-am împlinit acum rolul nostru. Noi l-am omorât. Și el lua de braț pe Barabas, fără să se mai uite la împotrivirea lui. Îți spun, zise el, că tu vei vedea această minune a tuturor vremurilor, în ceasul în care nici nu visezi, dar până atunci urmează-mă și nu mai zăbovi ca să-ți împlinești ursita. Ursita mea? Repetă Barabas. Necunoscutule, tu-ți râzi de mine. Dacă în tine este vreo putere tainică, citește în sufletul meu și înțelege nefericirea lui. N-am altă ursită decât de plina disperare. Disperare? O greșeală prostească, ripostă însoțitorul său. Faptul că o femeie te-a trădat și tu simți neputința sufletului tău, încă nu e o pricină îndestulătoare ca să te nefericești. Ce? Tu ai găsit-o pe iudita ta prin întuneric? Ochii posomorâți ai lui Barabas cânteiară cu mânie și cu durere și el răspunse. Da, am găsit-o și am pierdut-o. Niciodată n-a fost vreo pierdere atât de folositoare, zise Melchior. Eu am văzut-o când lumina începuse să pătrundă printre norii bubuitori. Ea cobora grăbită dealul pe latura dinspre oraș. Va să zic că nu s-a întâmplat nimic cu ea, exclamă Barabas nefiind în stare să-și ascundă bucuria la veste aceasta. Ea era în afară de orice primejdie sau trebuia să fie răspunse Melchior. Ea se bucura de o pază sfântă, de neclintit, cu ea era arhiereul Caiafa. Barabas pronunță un blestem și și strânse pulmnii. Melchior îl urmări cu atenție. Mi se pare că tot te mai ții după dânsa," zise el. Tu ești un nestăpânit, lipsit de educație și nu-ți poți înfrâna patimile tale animalice. Cu toate acestea voi fi încă răbdător cu tine." Vei fi răbdător cu mine?" îngăimă Barabas întărâtat. Dar cine ești tu? Și ce ai cu mine, acum sau chiar pe viitor?" Ce am cu tine?" repetă Melchior. N-am nimic, afară doar de aceea că, studiind pe oameni, te-am ales pe tine pentru observație. Tu ești emblema rasei tale, Barabas, cum ți-am spus mai înainte. Tu ești un simbol al neamului lui Israel, precum acel nazarinian era simbolul unei noi credințe și civilizații. Ți-am spus că acum tu, iar nu el, vei fi împăratul iudeilor. Eu nu te înțeleg, zise Barabas îndurerat. Totdeauna tu vorbești în pilde. Acesta e un obicei al Orientului, răspunse Melchior liniștit. Altădată îți voi lămuri această pildă, dar acum noaptea este aproape și încă multe trebuie să se mai săvârșească spre uimirea lumii, dar așteaptă. Cine e aici? Deodată el se opri, ținând pe Barabas de mânecă. Ei se loviseră de un om întins pe pământ cât era de lung cu fața în jos, și n-a arătat niciun semn de viață, în afară de mișcarea convulsivă a pumnilor lui strânși. Melchior se plecă să-l ridice, dar membrele celui căzut erau țepene și nu se îndoiau, ca și cum ar fi fost țintuit pe loc. Acesta e ori trăsnit, ori epileptic, zise Barabas. Poate că a fost răsturnat de neașteptatul cu tremur de pământ. Ei își înnoiră sforțările ca să-l ridice. De data aceasta omul căzut întoarse spre ei fața ei ca de mort și îi privi cu atâta spaimă, de parcă ar fi văzut niște stafii îngrozitoare, strângând în același timp bucăți de pământ și iarbă cu degetele sale tremurătoare. El continua să privească așa de furios și de sălbatic, încât fără să vrea ei, se dă dură în Ce vreți să faceți cu mine?" întrebă el răgușit. Ce moarte-mi născociți?" Întindeți-mă pe un grătar de fier înroșit, sfărâmați-i moasele unul câte unul, scurgă-se sângele otrăvit și mincinos, picătură cu picătură, din vinele mele. Faceți toate acestea și tot nu mă veți pedepsi, după cum merit. Nu e nicio tortură destul de aspră pentru unul ca mine. Și cu un țipăt înspăimântător, el sări deodată. Lașul, 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 gemuiel, frângându-și furios mâinile. Lașul! Scrieți cu litere de foc acest cuvânt pe cer, unica numire ce mi-a mai rămas. Lașul, trădătorul și mincinosul, săpați acestea pe pietre, strigați pe ulițe, povestiți la toată lumea despre mine, nefericitul, blestematul om, ucenicului Hristos, sluga necredincioasă care s-a lepădat de Domnul său și cu un nou geamăt înfricoșător, el se aruncă la pământ și, acoperindu-și fața cu mâinile, își plângea nestăpânit și cu hohote durerea și căința. Melchior și Barabas, stăcând, rămaseră lângă el. După un timp, Melchior zise, Dacă tu ești Petru," începu el, o, dacă n-aș fi fost eu acesta," strigă nefericitul, dacă aș fi putut fi oricine altul, un câine, o piatră, un bulgăre de pământ, numai eu însăm, nu." spuneți-mi ce merită omul acela care în ceasul de nevoie se leapă de prietenul său și ce prieten, împăratul, Dumnezeul, lacrimile îl podidiră și el, ridicând încet capul, privi cu jale la cei doi. Voi îmi sunteți necunoscuți, zise el. Pentru ce stați aici și mă arătați o milă pe care nu o merit? Voi nu știți nimic din cele ce s-au petrecut cu omul din Nazaret. Știm totul, răspunse Melchior cu blândețe înțelegătoare. Pe Nazarinian nu-l mai plângem, chinurile lui s-au sfârșit, el a murit. Voi nu știți adevărul, strigă Petru cu disperare, că el a murit se vede, căci lumea fără el e întunecată ca iadul. Da, a murit, dar voi nu știți cum l-a găsit pe el moartea. Eu m-am uitat la el până ce a murit. Stătuse mai departe, tot timpul temându-mă să mă apropii de el, temându-mă să-l implor pentru iertare, temându-mă de bunătatea lui și de păcatele mele. Astă noapte el s-a uitat drept la mine când m-am lepădat de el. De trei ori am jurat fals că nu-l cunosc și el, el n-a zis niciun cuvânt. Pentru ce, pentru ce când m-am lepădat de prietenia lui el nu m-a ucis? Pentru ce nu s-a deschis pământul ca să mă înghită? Nu, răzbunarea nu a urmat, numai o privire adâncă și iubitoare. O, Doamne, Doamne, simt încă și acum privirea acelor ochi divini care citeau tainele ascunse din sufletul meu și el își acoperi din nou fața inundată de lacrimi. Durerea era așa de mare și de sinceră încât și cel mai indiferent privitor l-ar fi înțeles. Barabas, disprețuindu-l la început când își recunoscuse lașitatea, se mai muiase, iar în spusele lui Melchior era ceva mângâietor când el îndemnă pe tulburatul ucenic să se scoale și să se sprijine de brațul lui. Ce s-a făcut, s-a făcut, zise el Blajin. Tu, sărmane Petre, nu poți nimici ceea ce ai făcut. Minciuna ta va fi cunoscută în toate timpurile, la toată lumea, ca să dovedească un adevăr, înspăimântătorul adevăr că i destul o faptă, un cuvânt, ca să schimbe soarta unui om. Vai, nefericitule Petre, vai ție, tu vei servi de simbol, simbolul greșelii, căci pe o singură minciuna ta, Oamenii vor ridica un întreg munte de minciuni. Învățătorul pe care l-ai renegat nu va fi acolo. Eu știu că pocăința ta e tot așa de mare ca și greșeala, dar chiar pocăința nu poate schimba legea. Pentru fiecare faptă săvârșită pe pământ bună ori există răsplătirea cuvenită. Totuși, tu ești mai puțin păcătos decât tovarășul tău, Iuda. Nu mai vorbi că ceea ce l-a putut cel puțin muri, strigă Petru, îndreptându-și fața-i palidă și chinuită spre cer. Iuda a putut muri, dar eu sunt laș și eu continui să trăiesc. Baraba se cutremură. A murit? strigă el. Ce vorbești tu? iuda iscariotul? Dar el n-a murit. Petruș întinse mâinile în semn de adâncă disperare. N-a murit, n-a murit, repetă el scurt. Dacă nu mă credeți, hai să vedeți. Haideți! Îl veți găsi lângă ghețimani, într-o parte a grădinii unde e o râpă întunecoasă ca un mormânt, sub cea mai deasă umbra a măslinilor. Îl veți vedea chiar aproape de locul unde l-a trădat pe învățătorul său, zise el, și glasul lui, sugrumat de durere, se topi într-o șoaptă icnită. Corpul lui atârnă de o cracă uscată răsucită ce pare adusă din iad și sădită de însuși diavolul. Tot văzduhul este infectat de putoarea cadavrului său scârnav. Voi nu știți cu ce seamănă el mort!" cu o cracă fără frunze. S-a sinucis ieri noapte, temându-se să mai vadă lumina zilei, să fi îngăduit Dumnezeu să fac și eu la fel, acum aș fi fost rece, ca și el, mort și eliberat de toate amintirile ce mă chinuiesc. Istovit și zdrobit de această nouă și neașteptată spaimă, Baraba simți că îi fuge pământul de sub picioare. El se împletici și ar fi căzut dacă nu l-ar fi susținut Melchior. Iudita, gemuie el cu glas răgușit, Fratele ei a murit făcându-și singur seama. Cum va suporta ea aceasta? O, Doamne, cine îi va spune? Petru auzi aceste cuvinte și strigă furios. Cine îi va spune? Eu îi voi spune, eu voi demasca pe acest drac, prefăcut în formă de femeie, demon bajocoritor, fermecător, blestemat, care ne-a împins pe toți la trădare. Iudita, zici tu? Dumă la ea, pune-ne unul în fața altuia, și voi spune eu adevărul. Voi despica cerul cu tăria acuzărilor mele. El amenința cu pumnii și fața lui transfigurată luase o expresie așa de mânioasă încât părea aproape neomenească. cine îi va spune?" repetă el. Nu numai eu, dar și Iuda cel mort îi va spune." Ochii lui sticloși rămași deschiși o vor blestema. Trupul lui mort va târna ca o mare greutate peste toată viața ei, buzele lui înghețate tăcând chiar, vor pronunța amenințările unei răzbunări fără margini, blestemată să fie în veci. Ea a știut cât suntem de slabi noi, bărbații, cât de orbi și fără de judecată când e vorba de frumusețea unei femei. Ea s-a folosit de iubirea pe care o arăta fratele ei și chiar pe mine m-a fermecat cu vorba ei înșelătoare. Încerc să mă dezvinovățesc eu pentru fapta mea rea prin aceasta? Nu. Căci greșeala mea n-a fost inspirată de ea. Dintre toți păcătoșii din lume eu sunt cel mai rău, dar ea a știut-o, repet, slăbiciunea vrednică de dispreț a bărbaților și știind aceasta a fost fără milă. Ea și-a dus fratele la sinucidere, ea l-a convins să-l trădeze pe învățătorul său. Da, așa a fost. Eu voi spune în față, nimeni nu mă va opri. Dă, Doamne, ca fiecare cuvânt al meu să pătrundă în inima ei vicleană ca să o chinuie acolo până la moarte fața lui se însuflețise. O înflăcărare gravă, aspră și amenințătoare ardea în ochii lui hotărâți și baraba gest de stăruitoare rugă strigă. Petre, ridică-ți blestemul! Ea e numai o femeie și eu am iubit-o! Petru privi la el cu un hohot de nebun. Ai iubit-o? Cine vorbește de iubire în aceste zile de doliu? Vă spun că nu mai este iubire în toată lumea. A fost răstignită. Tu ai iubit-o?" Atunci haideți să privim la opera ei, haideți! Aceasta va fi o dovadă puternică a iubirii tale, haideți! Și dând din cap o porni înainte, Melchior îl opri. Unde te grăbești, Petre? întrebă el domol. Tu ți-ai pierdut mintea de multă durere. Unde vrei să ne duci? La ghețimani. Dar nu în grădină, nu, nu, căci acolo alesul Domnului Divinul trimis se ruga seară singur dar noi, noi, ucenicii lui, ne rugam oare? Nu, noi dormeam, și el rânji fioros ca un nebun. Noi, fiind oameni, n-am găsit nimic mai bun decât să dormim, Ne nesimțitori ca bulgării de pământ pe care stăteam tolăniți. Noi ne lăsasem în liniștea somnului, nedând atenție prezenței învățătorului. Am fost surzi la glasul lui. N-ați putut priveghea cu mine niciun ceas, ne-a spus el duios și plin de răbdare. Nu, niciun ceas nu ne-am putut uita pe noi, nici chiar în timpul durerii lui, măcar pentru un timp cât de scurt. Nouă ne era somn și am dormit. N-am putut jerfi pentru el un ceas de odihnă și se părea că însuși cerul priveghea. Frunzele și firele de iarbă îl urmăreau în tăcere și numai noi, ucenicii săi, numai noi dormeam. Cât de cinstit lucru a fost din partea noastră și cât de plin de iubire! Iată dovada iubirii pământești. Noi ne jurasem că-l iubim și totuși l-am părăsit. Când a dat straja peste noi, toți l-am părăsit și ne-am împrăștiat. Eu nu mai l-am urmărit, însă și aceasta, hăt de departe, iată ce numesc oamenii devotament. El se opri tremurând din tot corpul, apoi nerăbdător început să vorbească iarăși. Să mergem, haideți, numai nu în grădină, căci acolo desigur stau îngerii de pază, ci în preajma ei, acolo unde ne așteaptă Iuda. El va aștepta cu răbdare până ce îl vor ridica. Nu vreți să-l duceți voi acasă? Acasă, la tatăl său? Să-l puneți drept la picioarele surorii sale, cu ochii înghețați deschiși doar spre chinurile cele veșnice?" duceți-l acasă și puneți-l aproape de aceea care așa de nemilos l-a trimis la pieire. Să plângă până va dispărea și cea mai mică urma frumuseții ei, dar oricât ar plânge ea, nu se va mântui de nepieritorul rău pe care l-a săvârșit. O, suflete nemilos, exclamă disperat Barabas, ce dovadă ai tu că Iudita este într-adevăr vinovată, prin cea bine meritat ea blestemul tău? Cuvintele tale sunt înfricoșătoare și negândite, ca un laș și om mic la suflet, te-ai lepădat de învățătorul tău și acum, din cauza josniciei tale, arunci vina pe o femeie? Cum poți tu să o judeci, fiind tu însuți, după propriile tale cuvinte, un așa de mare păcătos? Petru privi la el cu disperare. Păcătos sunt, într-adevăr, zise el, și eu însu m-am numit laș. Dar cine ești tu? Dacă nu mă înșel, tu ești deținutul eliberat de popor și te cheamă Barabas. Tu n-ai fost tâlhar și ucigaș, criminal și laș? Eu nu te condam pentru păcatele tale, că știu cine a țățat cea mai ticăloasă latura firii tale și a mea și cine a făcut din Iuda un trădător. Totul a fost pregătit cu pricepere și îndemânare, născocit cu atâta viclenie încât, într-adevăr, părea lucru bun. Vreți să cunoașteți adevărul? Urmați-mă și atunci vă voi spune totul. Dacă Dumnezeu e milostiv, nu vom. Voi mai trăi mult, dar vreau să spun tot adevărul înainte de a muri. El se mai liniști, iar cuvintele lui deveniseră mai cușir. Melchior se uită la Barabas și amândoi porniră tăcuți după el. Pe drum trecu repede pe lângă ei un om cu o statură înaltă și înfățișare nobilă, care pe cât se părea se grăbea foarte mult undeva. Petre se opri deodată și privi după el. Acesta Iosif din Arimatea îngăimă el încordându-și privirile ca să vadă mai bine prin amurg. Bun om și drept! Peascuns și el era ucenic al învățătorului. Unde s-o fi ducând așa târziu? El căzu pe gânduri. Melchior îl atinse cu mâna ca să-i atragă din nou luarea minte și el se trezi ca dintr-un vis, surâzând liniștit. În aceeași clipă ieși luna și strălucind chiar deasupra Golgotei, își aruncă lumina sa argintie transparentă asupra celor trei cruci ce stăteau încă pe înălțimea muntelui. Nimeni nu mai atârna pe ele. Cu fața palidă, trasă și cu ochii în lacrimi, Petru însuși privi și înțelese. Corpul domnului său fusese luat de pe cruce. Acoperindu-și fața cu mantie, el se întoarse și porni încet înainte. Tovarășii lui urmândul l auzeau suspinând înăbușit, nemângâiat și plin de amărăciune. Capitolul 20 Coborându-se de pe munte, ei se opriră. În stânga se înălțau câțiva palmieri și la umbra frunzelor late era o fântână cu apă rece și proaspătă, iar alături de ea o bancă de piatră. Un număr infinit de stele scânteau pe cer și luna, care se înălța solemnă și lucitoare ca lumina zilei, inunda toată natura. Petruș descoperi fața ei palidă ca de mort și începu a șoroti privirile. Aici!" zise el cu glas tremurător, Așezut acum trei zile învățătorul, el ne vorbea despre lucruri minunate, despre sfârșitul lumii acesteia, despre slava ceva să fie și aruncând peste noi toți o privire neobișnuită, înfocată, nezise. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Aici, în locul acesta, trei zile în urmă, el ofta adânc și, apropindu se în ce de bancă, se lăsă pe ea înfiorat. Aveți puțină răbdare, îngăimă el, abia auzit. Mi s-au întunecat ochii, și trebuie să mă odihnesc înainte de a merge mai departe. Tovară și lui nu răspunseră nimic. Barabas, absorbit cu totul de gânduri amestecate, se așeză pe marginea unei muchi de piatră ieșită în afară și privea în fântână apa în care se oglindeau în chip șter stelele. Melchior continua să stea în picioare, rezemându-se de un palmier înalt și subțire. Hainele lui galbene ca șofranul păreau aproape albe la lumina palidă a lunii. Fața lui, ca de bronz, era liniștită și severă. Petru se uită la el cu ochii obosiți și tremurători. Adevărat, tu ești din Egipt, zise el. Pe fața ta stă întipărit tipul țării în care cărturarii se ocupă de preferință cu alcătuirea horoscoapelor și a cronicilor. Melchior întâmpină liniștit această privire. Nu te neliniști pentru mine, lepădate ucenica al adevăratului Dumnezeu, răspuns el. De unde sunt eu sau unde mă duc, e tot atâta de indiferent ca și strămutarea neașteptată a nisipului dus de vânt. Nimeni nu mai trebuie să-și dea importanță dacă însăși divinitatea consimțit să primească moartea. Petru se uită la el mai atent. Și tu ai fost ucenicul lui?" întrebă el. Mai curând întreabă-mă dacă simt eu căldura soarelui și strălucirea lui, răspunse Melchior. Dar aceste taine nu sunt pentru poporul tău, Petre, și nici pentru timpul nostru. Te rog, dacă ai ce ne spune, nu te ne pentru mine, căci eu am fost și voi fi totdeauna străin în iudea. El vorbea liniștit, nepăsător, cu aerul că nu-și aprinde curiozitatea mai departe. Petru continuă să-l privească, apoi respira adânc fie după dorința ta, zise el. Dar, într-adevăr, uitându-mă la tine, mă amintesc tulburătoarea istorisire care mi s-a povestit despre venirea în Betleem a unor împărați din țări îndepărtate ca să se închine Domnului în noaptea când s-a născut. Într-adevăr, stranie istorisire, adesea am bat capul să știu cum au putut ei cunoaște ziua și ceasul, afară de aceasta ei erau magi din răsărit. El se opri, apoi adăugă repede. Poate și tu unul dintre dânsii. Melchior clătină din cap cu un surâs aproape neobservat. Dar cu toate acestea, continuă Petru cu vădită tulburare, dacă vei scrie despre cele petrecute în această zi, scrie, te rog, adevărul. Se pare că evreii vor inventa o mulțime de minciuni și vor ascunde în cronicile lor această crimă. Petre, tu trebuie să scrii, zise Melchior privindu-l de sus, și în istorisire să amintești de marea ta rătăcire. Eu nu sunt scriitor, răspunse ucenicul cu tristețe. Eu n-am învățat carte deloc, dar dacă aș scrie, crezi tu că aș lăsa afară recunoașterea slăbiciunii mele? Cu litere de foc aș istorisi despre ea. El se opri cu o privire aspră, apoi continuă. Domnule, aceasta niciodată nu va fi. Eu nu sunt un cărturar și nu știu alta decât ceea ce m-a învățat omul din Nazaret. Și încă și acelea eu totdeauna le înțelegeam cel din urmă, și de aceea-ți spun, istorisește totul și spune despre Iuda cel mort, că din mândrie și iubire către învățătorul său l-a vândut. Da, din iubire a ieșit această crimă, din iubire, iar nu din trădare. Barabas se lăsă de privit apa adânca fântânii și-și pironi privirea întrebătoare asupra vorbitorilor. Melchior continua să stea în picioare, ascultând culoarea minte. Iudita a fost singura trădătoare, zise Petru, iar nu Iuda. Frumos și tânăr fiind, toate gândurile lui erau pornite spre bine. El se gândea la curățirea lumii și la fericirea întregii omeniri. Îl iubea pe învățător, îl iubea cu suflet încrezător, adânc mai mult decât noi, credea în divinitatea lui și îi se închina. Părăsise de bunăvoie casa, orașul și pe prietenii săi, ca să-l urmeze și acum, păcătuind împotriva lui, a crezut că îi spășește totul, ridicându-și viața. Ce putea face mai mult? Dumnezeu va fi judecătorul. El se opri iarăși, respirația era gâfăită și iute. Când am intrat în Ierusalim acum o săptămână, reîncepu el încet, Iuda de mult nu mai fusese în casa tatălui său și de mult nu mai văzuse pe soră sa, pe care o iubea foarte mult. Știți cum am intrat în oraș? cum tot poporul s-a grăbit să întâmpine și să salute pe Iisus Nazarinianul, numindu-l împărat, strigându-i Osana și acoperindu-i calea cu flori și ramuri de palmier? Unul din privitorii acestei procesiuni mi-a spus, De ce nu împiedicați această nebunie? Credeți voi că preoții privesc cu bunăvoință această procesiune și faptul că numesc împărat pe acest proroc galilean? Nu! Desigur îl vor ucide ca pe un trădător!" Când i-am spus eu lui Iuda aceste cuvinte, el a râs vesel zicând, Cu adevărat învățătorul nostru este împărat, împăratul pământului și împăratul cerurilor, și toate puterile iadului nu-l vor putea birui. Văzând cât de puternică era dragostea și credința lui, n-a mai zis nimic, deși presimțeam ceva urmări rele. Și el plecă ochii cu o durere crescândă. În noaptea aceea, chiar în acea noapte, când am venit în Ierusalim, Iuda s-a dus să-și revadă sora. El vorbea adesea cu entuziasm despre ea, ne istorisea despre frumusețea ei divină și o asemăna cu trandafirii scăldați de razele soarelui. Dorea să o aducă la picioarele Învățătorului, să asculte învățăturile lui, să-i spună minunile pe care le-a făcut, să vadă înțelegerea și dragostea lui către toți cei suferinți și asupriți. Când ne-a părăsit, nu avea nimic pe inimă însă când s-a întors, era cu neputință să-l mai recunoaștem. Se ținea tot deoparte, era gânditor și posomorât și căuta la domnul nostru cu băgare de seamă, dorind să înțeleagă să-și lămurească o mare și adâncă taină. Zilele trecură și mai erau numai două zile până în seara, când trebuia să mâncăm paștele cu învățătorul. Atunci Iuda a venit la mine și mi-a spus tot ce-l frământa, Aici Petru, chinuit de păreri de rău, își lovi pieptul în semn de mânie și disperare. O, Dumnezeu mi-e martor, zis el, că auzind atunci planul lui, am gândit că va fi bine. Credeam că toată lumea avea să vadă că nu degeaba ne închinăm noi Dumnezeului om și slavei lui. Trufia, nechipzuința și neștiința, iată păcatele lui Iuda Iscariotul. Nu era răutate în el, aceasta vă jur eu, iubirea de mărire, iată ce l-a pierdut pe nefericitul tânăr. Eu ascult cuvintele tale, Petre, zise Melchior blând, și le voi ține minte. Liniștit cu acest răspuns, nefericitul ucenic își mai reveni și continuă istorisirea. Da, Iuda nu-i trădător. Când a venit întâia oară la mine, mi-a spus că arhierei și bătrânii erau geloși de influența pe care învățătorul nostru avea asupra poporului, și căutau un motiv să-l ucidă. Atunci, hai să plecăm mai repede, zise eu, să ne întoarcem la munții și la țărmurile Galilei, unde prea iubitul nostru Domn poate predica fără primejdie și liber. Nu, răspunse Iuda grav, tu nu știi că dacă cuvintele lui sunt adevărul, Domnul nostru nu poate muri. Și apoi, pentru ce să fugem din oraș, ca și cum ne-am fi speriat și ne-am teme pentru el? Ascultă mai întâi ce spune sora mea, Iudita, și eu am ascultat. Baraba se uită la el cu multă neliniște, iar Petru întâmpina această privire nespus de trist. Iudita, cum am aflat după aceea, primise pe fratele ei cu atâta gingășie încât îl pătrunsese până în adâncul inimii. Ea nu-i făcuse nicio imputare, ci ascultase cu răbdare, ba chiar cu interes, toată povestirea călătoriilor lui, i-a spus cu blândețe că ea nu se îndoiește deloc că, într-adevăr, acest cunoscut nazarinian ar fi o divinitate, dar numai să-i se ceară dovada că este Dumnezeu. Iuda, cu spiritul neliniștit, îi răspunse, de multe ori și prin multe minuni s-a dovedit aceasta. Dar nu în Ierusalim și nu înaintea preoților și conducătorilor, îi postă Iudita. Ei nu cred nimic despre prorocul tău din Galileea, afară doar că e un hulitor de Dumnezeu și un nemulțumit, un trădător. Dar dacă într-adevăr el are asemenea putere, atunci tu, Iuda, poți să-i dai într-o clipă putința de a stăpâni toată lumea și prin aceasta îi vei arăta dragostea și devotamentul tău. Iuda, fermecat de îndrăsneala acestui gând, întrebă cum să-i dea domnului său stăpânirea întregii lumi. Niciodată n-a fost o problemă atât de ușoară ca aceasta, răspunse ea. Supune legii, predă preoților. Atunci el își va arăta puterea lui divină cu toată splendoarea cerurilor. Noi vom recunoaște în el pe adevăratul Mesia și nu numai noi, dar și toate popoarele lumii întregi se vor închina lui. Gândește-te, iubite frate, că dacă el în adevăr este Dumnezeu, niciun dușman dintre muritori nu-l poate ucide. Iată, continuă Petru, ce mi-a încredințat Iuda din cuvintele surorii sale. Aceasta mi s-a părut și mie adevărat și drept, că și pentru ce să fi suferit Domnul nostru și să fi răbdat sărăcia, când ar fi putut avea împărății întregi? La ce să colinde lumea fără post, când toate palatele de pe pământ ar fi trebuit să i se deschidă? Astfel gândise Iuda și la fel și eu. Învățătorul nostru întotdeauna a fost lăvit și noi n-am simțit ceva rău în dorința de a proclama slava lui. Simbolurile naturii sunt greu de înțeles, Petre, zise Melchior deodată, și nu ție ți este dat să înțelegi sensul lor tainic. Slava niciodată nu s-a arătat pe altă cale decât pe cea a suferinței. Pentru ce voi ai tu să dai toată splendoarea împărățiilor pământului, spiritului divin care a luat chip de om? Fosta măcar vreun stăpânitor bogat, care să fi izbăvit lumea de o părticică din greutatea păcatelor ei, care nume prea de popoare a dăruit mântuire măcar unui suflet. Toți prorocii neamului vostru în zadar au prorocit și pentru mintea ta cele mai vechi preziceri nimic nu valorează? Sau nu ți-a prevestit învățătorul tău soarta lui? Pentru ce nu l-ai crezut? Petru îngălbenit ca ceara și plecă capul. Da, el mi-a spus-o, răspuns el trist. Și eu i-am ripostat zicând, aceasta nu trebuie să se întâmple. Cu mânia unui împărat ofensat, el s-a întors către mine și mi-a zis, mergi înapoi a mea, satano, tu mi-ești sminteală pentru că gândești nu ceea ce este divin, ci ceea ce este omenesc. Și eu m-am retras din fața lui înspăimântat și am fost abătut toată ziua aceea. Melchior părăsi palmierul de care se rezemase și puse mâna lui pe mâna ucenicului. Și tu n-ai putut pricepe suflete slab ce nu ți-ai ridicat gândurile de la pământ, de la puterea pământească și de nimic, și de la nebuna slavă de șartă? Te compătimez pentru că a plecarea sufletului tău spre lucrurile pământești îți va fi totdeauna piedică și îți va îngreuna misiunea. Petru se sculă de la locul său și privi cu uimire și spaimă pe cel ce vorbea. Lumina lunii îi lumina pe amândoi, Fața lui Melchior era liniștită, gravă și hotărâtă. Fața lui Petru era neliniștită. În numele lui Dumnezeu, cine ești tu?" întrebă el cu frică. Cu a cui împuternicire prorocești tu privitor la mine?" Melchior nu zise nimic. Nimeni nu mă va lua de conducător," continuă Petru cu iritare. Eu recunosc singur că sunt un om slab cu spirit, tul și păcătos, și sunt supus la ispite." Aici el tresărit la multe și grele ispite. Învățătorul a știut despre aceasta. Aseară chiar mi-a zis, Petre, Petre, iată, satana v-a cerut ca să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se împu împuțineze credința ta." Și ea nu se va împuțina," îl întrerupse Melchior. Toată zidirea ta se va ține și va trăi numai prin credință." dar și lașitatea și îndoielile tale vor trăi, minciuna ta va fi sămânța unor întregi lanuri de nedreptăți. Legea răsplătirii va stăpâni asupra ta ca și asupra tuturor și singură tăgăduirea ta, Petre, va fi pricina multor altora. Petru se uită la fața brună și misterioasă a lui Melchior și întinse mâinile ca și cum s-ar fi supărat de cine știe ce ursit amenințătoare. El tremura din tot corpul. Proroace," șopti el, îmi umpli sufletul de spaimă, ce am eu cu cei ce vor veni după mine? Când vor veni zilele acelea de aducere a minte, păcatul meu va fi știut și blestemat în veci. Și cine poate să ridice o clădire, cum spui tu, pe minciună? Nu, nu, prorocește, dacă vrei bine sau rău, numai nu aici, unde ca și noi așezut nu de mult învățătorul. Mi se pare că el ne aude, în văzduh chiar simt prezența lui." El cercetă împrejurimile cu o privire de temere, apoi se sculă și se duse înainte atât de repede cât îi permitea slăbiciunea lui. Toți trei plecară pe o cărare luminată de lună. Baraba se uita la fața palidă și neliniștită a ucenicului. Curios că omul acesta s-a putut lepăda de dascălul său, se gândi el disprețuitor, dar eu, deși sunt un păcătos ordinar și am văzut pe acest dascăl numai odată, mi-aș fi dat cu bucurie viața pentru el. Nu mai să fi fost cu putință aceasta. După oarecare tăcere, Petru începu iarăși să vorbească. Când Iuda mi-a destăinuit sfatul surorii sale, mi s-a părut că o nouă lumină pătrunde în viața noastră. Lumea va deveni un rai. Toți oamenii vor fi uniți în frăție și dragoste, numai dacă Dumnezeu se va arăta pe față, pe pământ. Dar mi-a fost frică să spun ceea ce cugetam. Văzând aceasta, Iuda m-a îndemnat să mă duc cu el la Iudita ca să aud ce spune ea. Atunci vei putea judeca lucru fără grabă și fără patimă, am spuse el. Aici Petru făcu un gest sălbatic cu mâinile. O, dacă n-aș mai fi văzut-o niciodată, strigă el, în ce chip minunat să înveșmântat diavolul ca să mă ispitească. Eu mi-am închipuit că ea e îngerul bunătății și al luminii, frumusețea ei, glasul ei dulce, îndemnul ei blând, propunerile ei înțelepte, toate acestea au răsucit gândurile mele cele mai bune. Ea stătea în fața noastră, în grădina tatălui său, îmbrăcată toată în alb, o adevărată întrupare a gingășiei și smereniei, și vorbea, cum mi se părea cu atâta încredere și atâta de drept. Eu nu mă îndoiesc nici de cum că acest domn e Dumnezeu, zicea ea, dar deoarece conducătorii orașului socot că el e numai un trădător și hulitor de Dumnezeu, voi care îl iubiți trebuie să-l siliți să-și arate slava sa, căci dacă el nu e o divinitate, cum zice, voi nu faceți bine că vă luați după un înșelător. Aceasta e clar. Dacă el e Dumnezeu, atunci toți ne vom închina lui. Dacă el e numai om, înseamnă că voi ați fost amăgiți de minciunile lui iscusite. Iată ce ne-a spus ea și eu am crezut-o. Cuvintele ei păreau adevărul. Ea are dreptate, răspunse eu, Învățătorul nostru e Dumnezeu și el va dovedi aceasta. Ea surâse și ne părăsi, dar Iuda, întorcându-se către mine, strigă, Ce crezi tu, Petre?" Și eu îi răspunsei, Fă, cum crezi, Iuda? Domnul nostru este domnul cerului și al pământului și nimeni nu îi poate face rău sau să-i răpească slava." Petru se opri iarăși, ridicându-și ochii plânși spre cer și razele rece ale lunii îi luminară fața palidă, tristă și istovită. Ce sfat puteam să-i dau eu?" strigă el, ca și cum s-ar fi apărat în fața unui ascultător nevăzut. Ce puteam ști eu? Nu aveam cheia tainelor cerești. Un pescar sărac și neînvățat, care mă arunca mrejile în apele Galilei, iată ce am fost când acest divin om îmi aruncă o privire poruncitoare și îmi zise, urmează-mă. Andrei, fratele meu, era cu mine. El vă poate mărturisi despre aceasta. Noi eram foarte săraci, neînvățați, dar știam și simțeam numai un lucru: că trebuia să ne supunem acestui Isus din Nazaret. Ceva tainic ne împingea să mergem către El, că neamurile și casa erau nimic pentru noi, în comparație cu un zâmbet sau numai cu privirea Lui. Prin frumusețe, prin măreție, prin totul, El semăna cu un adevărat împărat. De ce să nu știe toată lumea lucrul acesta? Aceasta mi se părea firesc și drept. Cu toate acestea, aseară când Iuda s-a ridicat de la cină și a plecat, eu n-am știut unde s-a dus. N-am știut. N-am știut. El gemu, fiind adânctul tulburat, apoi făcând un gest amenințător cu mâna strigătare. E o blestem pe femeie. În ea s-a evit păcatul și moartea. Datorită ei s-a creat iadul iar acum prin ea a fost vândut acest sfânt al lui Dumnezeu. Fie blestemat în veci, fie blestemați toți cei ce iubesc frumusețea ei, vrednică de disprețuit, și cei care se încred în sufletul ei trădător. Fața lui palidă se învinețise acum de furie, Melchior se uita la el cu milă, tăcând. Blestemele tale sunt neputincioase, petrezise el, le aude numai văzduhul pustiu și surd. Cel ce blestemă și disprețuiește femeia este însuși blestemat și disprețuit, căci acum, datorită faptului că o femeie a fost pură, toată lumea a fost salvată datorită răbdării și blândeții ei. Veșnica iubire leagă pământul cu un altul cer. Deslegarea simbolurilor este ascunsă de tine. Cum poți tu blestema femeia când printr-o femeie s-a născut învățătorul tău de s-a arătat pe pământ? Deși or fi milioane de femei prefăcute și mincinoase, care să merite blestemul tău, datorită aceleia pe care o numi Maica Nazarineanului, femeia este sfântă în ochii celui preanalt. El se opri, apoi adăugă, tu nu poți pune toată vina trădării asupra Iuditei Iscariot. Ea e vinovată doar pentru că a fost un instrument în mâinile adevăratului trădător. Dacă vreți să găsiți locul nașterii acestei trădări, apoi căutați-l în elita societății voastre, la preoți, la conducători, la cei care se dau sfinți și drepți. Barabas interveni. Vorbești de Caiafa? Țipă el revoltat. O asemenea știre aduce puțină mângâiere sufletului meu. Caiafa cel din tâi a pus la cale nedreaptă uciderea lui Hristos. Melchior se uită cu atenție la el. Tocmai așa zise el. Caiafa este cel din tâi vinovat, dar nu te mira de aceasta. Divinitatea a fost răstignită tocmai de cel mai de seamă preot al lui Dumnezeu. Capitolul 21 Când el zise aceste cuvinte o adiere ca un spirit rătăcitor făcut să foșnească ușor copacii și tufișurile de pe ambele părți ale drumului, ucenicul Petru se uita plin de mirare. Cum se poate?" întrebă el. E adevărat că Iuda a fost la Caiafa, dar numai după ce el însuși se hotărâse cum să lucreze." Tu nu știi toate amănuntele Petre, răspunse Melchior, și precum tu nu știi totul, tot astfel cei care vor urma după tine nu vor ști totul. Ai auzit despre dragostea dintre bărbați și femeie, mai bine zis, despre patima care se ascunde sub acest nume și ce rol joacă în istoria omenirii? Tocmai o astfel de patimă există între îngânfatul Caiafa și păcătoasa Iudita. Nu riposta Barabas, căci acesta e adevărul. Preotul a inițiat-o în toate tainele. El a învățat-o rolul pe care ea trebuia să-l joace, din ordinul lui și după cuvintele lui. Ea l-a amăgit pe fratele ei credul, deși urmărea și un scop personal, de a-l întoarce pe Iuda la casa lui și la religia părinților săi. Afară de aceasta, ea a primit ca plată de la caiafa mult aur, pietre prețioase și stofe luxoase, lucruri pe care femeile le iubesc mai mult decât virtutea prindem pe Nazarinian, prea frumoasă Iudita, astfel ca aceasta să pară ca o faptă a fratelui tău cuprins de căință, care dorește să se reîntoarcă la religia lui și eu îți voi da tot ce vei dori. Ea a îndeplinit ordinul lui cu plăcere. Și de ce nu l-ar fi îndeplinit când Caiafa era de mult iubitul ei? Barabas tremura din tot corpul, pricepuse că toate erau adevărate, dar era greu de suportat, Acum când se vorbea așa de lămurit despre acestea, în același timp nefericitul Petru își frângea mâinile cu disperare. – Cine ar fi putut bănuie existența unui plan atât de hidos? – zise el. – Dacă ai știut acestea răutăciosule necunoscuți și erai atunci în Ierusalim, pentru ce nu ne-ai prevenit? – La ce v-ar fi folosit cuvintele mele? – spuse Melchior cu dispreț. – Voi n-ați crezut cuvintelor învățătorului vostru. Cum ați fi crezut cuvintelor mele? Voi ați fost și sunteți niște oameni din cap până în picioare, iubitori de sine, necredincioși, lași, și cât timp nu vă veți îndrepta, toți veți rămâne niște neisprăviți, lipsiți de credință. În ceea ce mă privește, nu cred că putem să schimbăm ursita. Eu repet că preoții l-au omorât pe Hristos și această mare crimă încă nu s-a sfârșit. Multă vreme va trece până când omenirea va înțelege toată slava lui. Asta e sentința. El se opri și ochii lui întunecați ardeau ca o flacără. Apoi Melchior vorbi iarăși liniștit. Dar iată și arborii din ghețimani. Dacă mai ai de spus încă ceva despre Iuda, ar fi mai bine să o faci acum și aici, înainte de a merge mai departe. Instinctiv el coborâse glasul și tot instinctiv tu se apropiase unul de altul. Luna le proiecta umbrele de-a lungul drumului până la marginea unui pâlc de măslini, care în razele lunii păreau de argint. Petru înfiorându se arunca priviri neliniștite împrejur, ca și cum ar fi așteptat venirea vreunui spectator întârziat. Da, pentru ca să fim drepți față de cei morți, îngăimă el abia auzit, voi trebuie să știți despre Iuda tot ce limba mea e capabilă să vă mărturisească. Într-adevăr, sfârșitul lui a fost neașteptat. Era un tânăr bun, frumos și vesel, educat și plin de calități și a trebuit să moară astfel singur, acolo, jos, în întuneric. Frângându-și mâinile, Petru se silea să se stăpânească și să-și liniștească zbuciumul, apoi cu un glas mai potolit continuă. V-am spus că Iuda l-a vizitat pe Caiafa cu două nopți înaintea ultimei noastre întâlniri cu domnul nostru. Caiafa se prefăcea nepăsător. Noi nu ne temem de fanaticul vostru exaltat din Galileea, zicea el, dar dacă conștiința ta te neliniștește, Iudo, ceea ce-i foarte firesc că și tu ai călcat legea și credința poporului tău, noi nu refuzăm serviciul tău. Numai să nu crezi că, în urma faptei tale, tot sinedriul trebuie să-ți fie recunoscător. Mulți din preoți nu ar dori să se folosească de ajutorul unuia care, lepădând sfintele tradiții ale lui Dumnezeu, și-a părăsit religia părinților săi. Ascultă-mă bine!" Nu aștepta recunoștință de la noi, că tu te-ai lepădat de bunăvoie de noi și ai nesocotit autoritatea noastră. Așadar, dacă dorești să ne predai pe omul din Galileea, spune prețul. Dar Iuda nu se gândise de mai înainte la aceasta și, întristându-se foarte mult, pleca amărât spre casă. El istorisi totul surorii sale zicând, eu nu-l voi vinde pe domnul meu pentru bani de ocară, chiar dacă e pentru slava lui. Dar soră s-a luă în râs. Ce suflet curat, zise ea, tu nu vinzi pe domnul tău, tu dai numai o formă legală a acestei înțelegeri. Onoarea fariseilor nu le permite să se folosească de serviciul tău neplătit, care pe față te-ai lepădat de credința lor. La ia ceea ce-ți oferă ei, căci parcă tu nu poți întrebuința acești bani pentru bolnavi și săraci, adu-ți aminte că tu slujești domnului tău, și de aceea nici nu poate fi vorbă de trădare și vânzare. Lucrul tău abia pregătește calea spre slava lui. Gândește-te ce minune vei dărui tu atunci întregii lumi. Nu te îndoi pentru o simplă formalitate? Și Iuda, convins din nou, se întoarse la Caiafa și i spuse, Voi aveți legi pe care eu nu le știu, dar dacă astfel stau lucrurile, ce-mi veți da mie ca să vi-l predau? Atunci imediat i-au dat lui Iuda dintr-un sertar 30 de arginți pe care acesta i-a luat fără plăcere. Vai, vai, dacă ar fi știut el! Acești bani au slujit drept paravan lui Caiafa, care chipurile doar l-a plătit pe un trădător de bunăvoie. Cine putea să-l acuze pe Caiafa de înșelăciune și cruzime? Pe Caiafa nimeni nu l-a cumpărat? Toată vina cădea întreaga asupra lui Iuda. El singur trebuia să suporte toată răspunderea cumplită a acestei crime, care l-a afundat mai rău ca cea mai grea sarcină în adâncul iadului. Petru strânse fruntea în mâini și tăcu. Baraba se uita la el încruntat, urmărind fiecare gest al său și fiecare cuvânt. Ochii lui Melchior erau închiși, dar fața lui exprima o atenție severă, deși fiecare pas al povestirii îi era cunoscut. Totul s-a săvârșit repede, continuă iarăși ucenicul după un moment de reculegere. Toată nefericirea, toată răutatea, toată disperarea au căzut asupra noastră dintr-o lovitură. Graba și furia legii ne-au cuprins ca un vifor puternic, cu care noi n-avurăm nici curajul, nici puterea a ne lupta. La intrarea în grădina Ghețimani, Iuda și straja în armată așteptau cu facle. Când învățătorul a ieșit de sub umbra de copacilor, el îi ieși într-o întâmpinare. Emoționat de biruința așteptată, de dragoste și de teamă, el exclamă. Bucură-te, învățătorule, și îl sărută. După Evanghelii, sărutarea era semnalul convenit de Iuda față de slujitori ca să știe pe cine să pună mâna. Complicitatea lui Petru pare a fi desmințită în Evanghelii de încercarea lui de a apăra cu sabia pe Hristos, nota traducătorului. O tăcere mormântală domnea prejur și părea că pământul și stelele luau o aminte în tăcere. Iată, gândeam eu, se arată slava lui Dumnezeu și anume, precum el s-a schimbat la față înaintea noastră pe munte, tot astfel va străluci și acum în slava sa. Puternic și înfricoșător, va nimici într-o clipă pe vrășmașii săi. Dar învățătorul nu s-a schimbat și n-a zis nimic. El smerit a tăcut. El a privit câtva timp la Iuda, apoi cu glas liniștit i-a spus, Prietene, pentru ce ai venit?" cu sărutarea ta vrei să trădezi pe fiul omului? Iuda s-a tras înapoi de frică și apucând-mă de hainem îmi șopti. Într-adevăr, ori eu am greșit, ori el ne-a înșelat. În acest timp, straja în armată neîndrăznind să-l atingă aștepta, până când el, întorcându-se spre ea cu vorbele, Pe cine căutați?" Ei, tulburându-se, au răspuns, Pe Iisus, Nazarinianul." Învățătorul s-a uitat la ei și le-a zis, Eu sunt." Soldații, ca loviți de trăsnetă aceste cuvinte, șovăiră și căzură cu fețele la pământ. Pe nedrept am crezut atunci că a sosit ceasul pe care îl așteptam, căci atâta măreție, atâta demnitate, atâta putere lumina în acea clipă pe domnul, încât ceva asemănător niciodată nu s-a văzut pe fața vreunui muritor. El s-a întors iarăși spre strajă cu vorbele. Pe cine căutați?" Și ei au răspuns iarăși cu glasul tremurând: Pe Isus, nazarinianul, v-am spus că eu sunt. Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe ceilalți să plece. Și întorcându-se încet spre noi, ne făcusem de rămas bun cu mâna. Privind cu atenție la el ca și cum ar fi fost o arătare, noi ne-am retras din calea lui, iar el a pășit demn și s-a predat în mâinile soldaților, care, desmeticindu-se, îl luară și îl duseră. Noi, ucenicii lui, am privit lung în urma lui și apoi, uitându-ne unul la altul, am început să ne văicărim și să ne tânguim. Am fost înșelați, strigarăm noi. El nu e Dumnezeu, ci om e. Apoi ne-am împrăștea toți în toate părțile și numai eu, dorind să văd sfârșitul, am urmărit de departe pe învățător chiar până acasă, la Caiafa. Aici Petru se opri de prea mare tulburare. Ochii se umpluseră de lacrimi și suspina cuprins de rușine, el șopti răgușit. Și acolo eu m-am lepădat de el. Recunosc că m-am lepădat de el. Când curtenii și slugile arhiereului au spus în bajocură că și eu sunt ucenicul lui, m-am supărat și am zis, nu cunosc pe omul acesta. Și drept vorbind, acesta era adevărul, căci eu cunoșteam sau credeam că-l cunosc pe Dumnezeu, iar nu pe om. Melchior își ridică ochii sfredelitor și se uită curios la el. Tu ești sofist," zise el. În zadar născocești motive și explicații pentru păcatele și greșelile tale. Dacă într-adevăr ai fi cunoscut pe Dumnezeu, nu te-ai fi putut lepăda de El. Dar ca să spunem adevărul, Petre, tu ai crezut în El numai ca într-un împărat pământesc, care putea cu timpul să stăpânească Ierusalimul. De această speranță te-ai agățat." iar la lucrurile cerești nu te-ai gândit. A stăpâni lumea, iată visul tău. Poate urma și tăi după tine o vor și stăpâni. Fața lui Petru se înroși de rușine și ochii lui scânteiau de mânie. Aspru mă judeci, necunoscutule, dar poate în cuvintele tale este o parte de adevăr. Era destul de firesc să aștept slava de la cel care este slăvit. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, atunci pentru ce să nu se proslăvească? Dacă el este stăpânitorul lumii, pentru ce puterea lui să nu fie văzută peste tot și de toți? El s-a proslăvit și puterea lui este nevăzută, zise Melchior, dar tu, Petre, nu ești mijlocitorul lui și el nu se va pogorâ din cer ca să învețe de la tine legile omenești. Petru tăcu, el început să înțeleagă firea complicată și nestatornică a acestui om, în care lașitatea și demnitatea, frica și mânia, căința și mândria, tot se mai luptau încă între ele. Spune ce vrei, continuă el cu un aer provocator, dar amărăciunea și disperarea sufletului meu au fost pricina ale pădării mele de el. Ardeam de dorința de a-l proslăvi pe Dumnezeu. Lui era atât de ușor să-și arate puterea, și totuși a tăcut în fața arhiereilor și a poporului. Umilința lui m-a dus la nebunie și când a trecut pe lângă mine cu straja și m-a privit, eu am plâns nu numai pentru propria am slăbiciune, dar încă și pentru refuzul lui de a se proslăvi înaintea oamenilor. Pe când îl duceau la Pilat, Iuda, disperat și înverșunat, s-a dus la Caiafa cu grăbire. Acolo erau însă și alți preoți. Greșit am, strigă el tare, de am vândut sânge nevinovat dar ei au râs numai și au răspuns, Ce ne pasă nouă? Tu vei vedea!" Iuda le-a aruncat pe pardoseală cei treizeci de arginți pe care i -i primise de la ei și a ieșit. L-am văzut fugind din curtea arhiereului ca un ieșit din minți și l-am oprit. Iuda, încotro fuge, am strigat eu. Acasă, mi-a răspuns, acasă la ea, la unica am soră pe care am iubit-o și care a îndemnat sufletul meu să săvârșească trădarea din noaptea aceasta. Lasă-mă, că trebuie să o blestem până la moarte, duhul ei trebuie să-l urmeze pe al meu în veci și în veșnice chinuri. Aici Petru ridică mâinile cu un gest greitor, ca și cum l-ar fi văzut din nou alergând pe disperatul său tovarăș. Toată noaptea trecută continuă el coborând vocea, l-am căutat în zadar pe Iuda. Am străjuit casa lui Scariu, dar n-am văzut pe nimeni pe care să-l fi întrebat despre el. Grădina în care noi ne sfătuisem cu Iudita era tăcută și pustie. Pe urmă am rătăcit pe ulițele orașului și pe drumul spre Betania, până când un duh rău a întors pașii mei spre Ghețimani și aici l-am găsit. Petru se opri deodată, apoi porni iute înainte. Haidem, zise el, uitându-se spre Melchior și spre Barabas. Haidem, noaptea înaintează, el a petrecut prea multe ceasuri în singurătate. Drumul îngust se îndrepta spre o pădurice slab luminată de lună. Tăcere, tăcere, șopti Petru. El e mort, dar în ochii lui e o expresie stranie, ca și cum ar auzi totul. Noi nu știm nimic și totuși morți aud. Pășiți cu băgare de seamă, colo, afară e grădina Ghețimani, dar el nu e în grădină ce a rămas pe din afară, aproape de locul unde a predat pe învățătorul său. Haidem, îl vom îndemna să meargă cu noi, tu trei îl vom duce binișor acasă, poate că Iudita, mirată de întârzierea lui, îl așteaptă ce o să mai râdă văzându-l cum se întoarce. Și Petru porni iute înainte, baraba se îngălbeni și l apucă pe Melchior de braț. Figura necioplită a ucenicului se vedea în noapte ca o umbră tremurătoare. El se abătuse din cale spre o pădurici unde pomii bătrâni de măslin, întinzându-și ramurile răsucite și uscate ca niște mâini drăcești, părea să-i oprească pe trecători să intre acolo. Oprindu-se înainte aceste intrări întunecoase și amenințătoare, Petru făcu un semn tainic spre însoțitorii săi și dispăru sub ramuri. Cu pași furișați și fără zgomot, Melchior și Baraba să-l urmară. Un frunziș des, lăsat greoi în jos înaintea lor, le acoperea orice privire. Vânt aproape că nu era, dar frunzele frematau ca niște glasuri șoptind despre ceva groasnic cunoscut numai de ele, despre taina unor nesfârșite și chinuitoare mustrări de cuget, ale unui suflet îndurerat despre nespusa spaima unui păcătos muribund, care și-a făcut singur seama cu propriile ei mâini în mijlocul unei tăceri și al unui întuneric de nepătruns. Capitolul 22 În acest timp orașul Ierusalim era cuprins de veselie, Lumânări aprinse se zăreau pe la ferestrele fiecarei case și prin ușile deschise și de prin grădinile bine mirositoare străbăteau prin aer sunete de muzică și dansuri. Chiar cei care, din cauza cutremurilor de pământ și a întunericului subit din acea zi, fusese aproape morți de frică, acum se bucurau atât de propria lor scăpare cât și de cea neamurilor lor. Fenomenele înspăimântătoare nu se mai repetaseră. Noaptea era în ei, pe cer nu era niciun nor care să fi putut întuneca strălucirea, potolită și clara lunii aproape pline. Grupuri vesele de prieteni se adunaseră la un loc și flecăreau. Primul subiect de convorbire era desigur scena de pe Golgota. Toți într-un cuget lăudau sfârșitul curajos al nazarinianului și erau de acord că niciodată nu văzuseră un chip de om așa de frumos, o statură așa de măreață și maestoasă, dar, nu mai puțin găseau cu toții că fusese necesar să le execute. Era periculos, voia să reformeze toată lumea. Învățătura lui era îndreptată, mai ales împotriva preoților și bătrânilor înțelepți. Afară de aceasta, el poseda o putere tainică. Era evident un geniu care subjugase cu mintea sa pe toți cei mai slabi, așa că fusese bine și înțelept lucru că îl răstigniseră. Oamenii care mai fusese prin Grecia și la Roma clătinau din cap adânc cu fundați în gânduri și pomeneau câte ceva nelămurit despre filozofi nepotoliți care ar fi aprofundat adevărul în esența lui și s-ar fi ridicat contra înșelăciunilor. Acest galilean era dintre aceștia, zise gânditor un cărturar bătrân stând pe pragul casei sale și vorbind cu un prieten. Afară de aceasta, el predica despre o viață viitoare și despre o lume veșnică, am auzit destule istorisiri despre Socrate, care era de asemenea un om iubitor de adevăr și pe care de asemenea l-a ucis, dar acela barăm era bătrân, pe când acest nazarinian era tânăr. Moartea la tinerețe e totdeauna jalnică, desigur e mult mai bine așa că și el prorocea ca un smintit despre o viață veșnică. Cerule, izbăvește-ne pe toți, zic eu, de o altă lume, că și aceasta ni de ajuns și chiar de ar fi o altă lume, Nimeni din noi nu-i vrednic să o moștenească. Noi murim și cu aceasta totul se sfârșește. Niciun om n-a înviat încă din morți. Tu ai auzit spunându-se, zise prietenul său, că acest nazarinian a anunțat că va învia? Bătrânul cărturar râse, surâse disprețuitor. Multe am auzit eu, răspuns el, dar nu sunt obligat să le cred pe toate. Și din toate prostiile ce s-au rostit vreodată, asta e cea mai mare neîndoios că ucenicii Galileanului i-ar fura bucuroși corpul dacă ar fi posibil și-ar jura că el a înviat din morți, dar Caiafa a fost prevenit și va lua măsurile necesare împotriva oricărei înșelăciuni plănuite. Nu te neliniști de asemenea zvonuri, omul mort, fie el chiar proroca lui Dumnezeu, e mort pentru totdeauna, și bătrânul intră în casa lui, iar prietenul său se depărtă adâncit în gândurile lui. Toate străzile orașului erau inundate de tainica lumina argintie lunii, aerul era plăcut și îmbălsămat de mireasmă trandafirilor și a portocalilor, abia înfloriți. Grupuri de flăcăi și fete se plimbau pe aleile răcoroasele grădinilor, râdeau sau vorbeau și uneori se auzeau cântece de bucurie sau de jale. Ierusalimul apărea în acea blândă lumină de noapte orientală ca un oraș fermecător cu desfătări nesfârșite acestei mulțimi ușuratice nu-i păsa de moartea Mântuitorului Lumii, care își dăduse viața pentru omenire. Față de agitația veselă ce domnea pe aceste străzi, adânca tăcere ce învăluia casa lui Pilat, guvernatorul roman, părea ireală. Singurul zgomot de acolo provenea de la un izvor, care cădea într-un bazin de marmură susurând. Nici cea mai slabă adiere nu trecea prin tufele trandafirilor albi, ce păreau bucăți de mătase, Chiar țărâitul monoton al greierilor încetase. Rare ori câte o slugă trecea cu pași furișați prin curte după vreo însărcinare. Un paznic roman se plimba de colo până colo, picioarele lui încălțate cu sandale nu produceau aproape niciun zgomot când el pășea cadențat și cu demnitate. Sulița lui arunca în urmăi o umbră lungă ca un șarpe. Chiar de dimineață Pilat era grav bolnav și cei apropiați lui erau foarte neliniștiți din cauza aceasta. Liniștea adâncă domnea în casă din ordinul frumoasei și autoritarei stăpâne. Se noptase și se părea că nimeni n-ar fi îndrăznit să tulbure tăcerea casei până dimineață, când deodată lovituri puternice și stăruitoare se auziră la porțile de din afară. Pasnicul care alergase aproape că-și pierduse glasul. Te rog, încetează cu bubuiturile astea, zise el, văzând prin ferestrui că un om cu o înfățișare respectabilă și bine îmbrăcat. Dumneata nu poți intra, căci guvernatorul nostru e bolnav și nu primește pe nimeni. Cu toate acestea, trebuie să vorbesc cu el, răspunse solicitatorul. Te rog, nu mai pierde timpul, e ceva urgent. Ți-am spus că e cu neputință să-l vezi, răspunse portarul. Vrei să-mi taie capul pentru neascultare ori să mă răstignească ca pe nazarineanul acela? Tocmai despre Nazarinian este vorba. Comunică aceasta șefului tău și spune că Iosif din Arimatea așteaptă la poartă. Portarul curmă discuția și traversând toată curtea intră în casă. Zăbovind câtva timp, se întoarse în de un slujitor superior, cu un lanț masiv de argint în jurul gâtului. Onorate sfetnic, zise acesta din urmă, salutând cu respect pe Iosif, Ora e târzie și nu vei putea vorbi cu Pilat, care e foarte indispus de cele petrecute azi dimineață, dar sunt trimis de doamna Justiția să-ți spun că ea însă -și te va primi, dacă e ceva grabnic și privitor la omul din Nazaret. Da, da, răspunse Iosif cu neliniște, te rog, condumă mai curând la stăpâna ta, căci fiecare minut pierdut încurcă îndeplinirea lucrului meu. Slujitorul nu mai zise nimic și făcuse în portarului să deschidă porțile cât se poate mai cu băgare de seamă și fără zgomot. Apoi el trecu prin curte, se opri, explică ceva străji și în sfârșit îl conduse pe vizitator într-o încăpere cu bolți înalte, împodobită cu mulțime de plante înflorite și rourate, de revărsări de apă curgătoare, ce cădeau prin gurile deschise ale unor lei, sculptați într-un bazin adânc de marmură galbenă. Aici slujitorul dispăru și nu rămase singur. El început să se plimbe cu vădită nerăbdare, cufundat în gânduri și tot mai mult neliniștindu-se din pricina așteptării. Tresări când auzi un glas liniștit lângă el. Ce e cu Hristos? Adevărat? L-ați omorât?" Doamnă," șopti Iosif întorcându-se spre soția lui Pilat, care intrase pe nești simțite și se pierdu pentru o clipă cu totul negăsind, cu ce cuvinte să-i răspundă, căci privirea fixă a ochilor ei negri îl tulburase. Justiția era de o frumusețe statuară, trăsăturile expresive ale feței ei și sprâncenele ei încruntate exprimau mai mult seriozitatea decât gingășia, dar buzele ei tremurau din cauza unui zbuciu mascuns când ea rosti iarăși. Și tu ești tot evreu și deci părtaș la această ucidere durerea pricinuită de o așa nedreaptă acuzație îl făcu pe Iosif să-și revină. Nobilă justiția, te rog, în numele lui Dumnezeu, nu mă număra și pe mine, printre criminalii rătăcitei mele nații, zise el cu amărăciune. Dacă aș fi putut salva pe acel ceresc nazarinian, mi-aș fi dat cu bucurie și de bunăvoie propria mea viață, căci eu mi-am însușit sfânta sa învățătură. Sunt un credincios ucenic al său, deși păstrez aceasta în secret, temându-mă de asprimea concetăținilor mei, care m-ar izgoni din mijlocul lor dacă aș ști cum s-a schimbat sufletul meu. Afară de aceasta, eu am studiat cu multă atenție toate prezicerile prorocilor și de aceea primesc toate evenimentele petrecute astăzi ca împlinirea cuvintelor celui preanalt. Din suflet mulțumesc lui Dumnezeu că în marea sa milostivire mi-a îngăduit să văd cu ochii mei de muritor pe adevăratul Mesia cel ales de el. Așadar, tu îl recunoști ca divinitate, zise justiția, uitându-se curioasă la el. Da, îl recunosc. Dacă a trăit cândva Dumnezeu pe pământ, apoi atunci acesta e el. Va să zic că el trăiește încă? Iosif privi la ea nedumerit și cu neliniște. Nu, el a murit, l-au răstignit doar. Cum? Moare divinitatea? Întrebă justiția și ochii negri străluciră cu aprindere. Ce putere pot avea chinurile morții asupra spiritului? Gândește-te și răzgândește-te. Ești încredințat că el a murit? Cuvintele ei și felul insinuant în care le rosti să-l încurcară pe sfetnicul Arimatean care, tot mai nedumerit, nu mai știa ce să răspundă. În fine, după oarecare ezitare, zise, Doamnă, pe cât poate judeca un ochi muritor și o minte muritoare?" Viața, într-adevăr, l-a părăsit. Corpul lui e deja gata a fi luat de pe cruce, și soldații, găsindu-l mort, nici nu i-au mai sfărâmat oasele. Celorlalți doi criminali, însă, răstigniți alături de el, le-au sfărâmat și zdrobit toate membrele, de frică să nu mai rămână în ei vreo scânteie de viață. Executorii legii, convingându-se că viața s-a oprit cu desăvârșire în corpul minunat al nazarinianului au socotit mai înțelept lucru și mai cu milă să dea nevinovatul lui trup celei ce l-a născut, Mariei, nefericita lui mamă, care încă și acum plânge lângă el. Justiția asculta și fața ei palidă, severă, se îngălbeni. Cum poate Dumnezeirea să moară? Repeta ea încet, privind curioasă și atentă la figura tristă și gânditoare a arimateianului, apoi adăugă cu mândria ei obișnuită, în fața căreia tremurau și se plecau toți slujitorii ei. Dacă vorbele tale sunt adevărate, sfetnice Iosif, dacă într-adevăr prorocul Galilean nu mai e printre cei vii, atunci ce treabă mai poți avea tu, legată de el? Nu mai au simplă datorie către mort," răspunse el repede. Aș dori să îngrop corpul domnului într-un loc unde să fie onorat și liniștit." În stâncile ce împrejmuiesc orașul nu departe de Golgota, colo spre Ghețimani, se află un mormânt nou săpat. Era destinat pentru rămășițele mele pământești. Eu sunt destul de înaintat în vârstă și singur numai Dumnezeu știe când o să mor. Totuși, dacă voi putea ridica de pe cruce și pune acolo corpul Domnului, voi fi mulțumit și cu un loc mai rău. Noi n-am vrea ca el să fie îngropat cu ceilalți criminali, și de aceea, prea onorată doamnă, am venit să cer guvernatorului învoirea să îngrop în acest mormânt nou cumpărat de mine, sfântul corp al aceluia care, după mine, a fost Hristos, deși l-au răstignit. Iată treaba pentru care m-am grăbit să vin, ca să capăt consimțământul binevoitor al lui Pilat, pentru care voi rămâne totdeauna devotat prea milostivei Rome. Justiția surâse ușor de politicoasa construcția frazei cu prea milostiva aromă, apoi sprâncenele îi se încruntară posomorâte. — Drept îți spun, prietene, nu știu cum să-ți ajut, zise încet, reflectând, eu n-am puterea să-ți dau această învoire, iar stăpânul meu e obosit și neliniștit din cauza unor visuri prevestitoare, visuri înspăimântătoare, repetă ea, dar stai puțin, așteaptă o clipă, voi afla hotărârea lui, poate chiar va binevoi să vorbească cu dumneata. Ea se îndepărtă cu pași ușori, silueta ei înaltă, în haine lungi albe, se mai zări printre stâlpii de marmură ai întreului și apoi dispăru. Iosif din Arimatea oftă adânc și urmărind în neștire, apa ce curgea din gurile leilor de piatră în bazinul de marmură din mijlocul sălii, se silea să-și dea seama din ce cauză îi se strângea și îi bătea inima așa de năvalnic și pentru ce gândurile erau confuze când auzise întrebarea Ești încredințat că el, într-adevăr, a murit? Dar n-a avut mult timp de reflectat. Justiția se întorsese aproape tot așa de repede precum dispăruse, și oprindu-se la oarecare distanță îi făcea semn să vină spre ea. Pilat vrea să te vadă, îi zise ea, în timp ce el mergea grăbit spre dânsa. Dar dacă îl vei găsi tulburat și oarecum încurcându-se în vorbă, te rog nu-i lua nume de rău și nu spune curioșilor palavragia ai orașului nimic despre starea zbuciumată a spiritului său. N-aș dori să se știe că el a fost toată ziua bolnav și nesigur pe sine. Aici glasul ei șovăi și ochii se umplură deodată de lacrimi. A fost bolnav, foarte bolnav. Eu însă l-am îngrijit și Deși acum e mai liniștit, trebuie să fii cu băgare de seamă la ce vorbești cu el. Ai încredere în mine, doamnă, zise Iosif adânc mișcat. Voi face tot posibilul să nu greșesc și să nu amărăsc mai mult pe soțul dumitale. Ea plecă capul în semn de mulțumire pentru aceste cuvinte. Picături mari de lacrimi străluceau printre genele ei lungi și nemai vorbind nimic îl conduse în camera soțului ei. Sfetnicul Arimatean o urmă într-o adâncă tăcere cu pași ușori și cu băgare de seamă. Sfârșitul primei părți Partea a doua, capitolul întâi Trecând printr-un coridor îngust și lung, ei intrară într-o încăpere mare cu bolți joase, viu luminată de numeroase felinare, așezate pe postamente de fier, cât și de lumânări de ceară, care ardeau pretutindeni și luminau toate ungherele, chiar pe cele mai îndepărtate. Aerul era îmbălsămat de mireasma uleiurilor aromate ce ardeau, cu toate că o ușă era larg deschisă. Prin această ușă, coborând câteva trepte, se putea trece într-o grădină minunată în care luna învăluia totul în argintiu palid. Lângă această ușă era culcat pe o canapea joasă pilat, tras la față și nemișcat, cu ochii între deschiși, cu mâinile căzute fără putere pe o cuvertură de matase. Avea aerul unui om de mult timp bolnav, muribund, pentru care moartea pare să fie singura scăpare. Iosif din Arimatea și reținu cu greutate un strigă de mirare și îl cuprinse mila văzându-l. Privirea rugătoare a justiției îl oprise și el își ascunse tulburarea. În același timp, ea merse la patul bărbatului ei și se așeză în genunchi alături de el. Sfetnicul e aici, Pilat, zise ea încetişor. Te simți îndeajuns în putere să-l asculți? Pilat deschise larg ochii și privi fix, dar fără să-l vadă lămurit. Pe vizitatorul său ridică încet mâna ei tremurândă de slăbiciune și i făcu semn să se apropie. Vino mai aproape, mai aproape, gemu el cu greutate. Pare o umbră la așa departare, toată camera e plină de umbre, tu ești Iosif din Arimatea? Adevărat așa e, domnule, răspunse Iosif cu glas domol, remarcând cu durere starea de slăbiciune și suferința guvernatorului. Cum tu ești evreu, ce-ți mai trebuie de la mine? Continuă Pilat, închizând iarăși pe jumătate pleoapele obosite. Mi se pare că am satisfăcut astăzi îndeajuns setea de sânge a fiilor lui Israel. Prea onorate, guvernator, răspunse Iosif încet și cu respect, eu nu sunt dintre acei care te-au constrâns să săvârșești acea faptă de care tot sufletul tău se cutremură. Și deși cei dintr-un neam cu mine care nu te cunosc spun că ești un tiran groaznic, eu m-am convins de bunătatea inimii tale, aflând despre multele tale binefaceri pentru săraci. Acum însă am venit la tine ca să cer trupul lui Hristos. Cu o mișcare repede și nervoasă, Pilat a zvârlit cât colo cuvertura de mătase, și ridicându-se apucă furios mâna soției sale. Trupul lui Hristos!" exclamă el sălbatic. Auzi tu, justiția! Trupul lui Hristos!" Hainele de purpură căzură în neregulă de pe umerii lui și din tunica e deschiată, se văzu pieptul gol agitându-se de o răsuflare gâfăită. Ochii erau aprinși de o lucire ca de friguri și scânteiau cu neliniște pe supărui căzut în neregulă. Iosif, înspăimântat de înfățișarea lui, se opri. Justiția se uită la el, invitându-l printr-un gest să-și spună mai repede cererea. Da, eu cer de la tine trupului lui zis el cu neliniște, dar hotărât. Nu te-aș fi deranjat la o oră așa de înaintată, Pilat, dar tu ești guvernatorul iudeii și tu singur îmi poți da în mâini pe acela care a fost osândit după lege. Aș dori să pun trupului sfânt în noul meu cavou, să-l îngrop cu lacrimi și rugăciuni, cum se cuvine unui erou mort. Mort? repetă Pilat cu o privire aiurită. Mort deja? Ești sigur de asta? Un fior rece străbătu membrele Arimateianului, iarăși aceeași întrebare pe care nu demult o pusese justiția. O frică nestăpânită îl cuprinse din nou și, fiindcă el nu putea răspunde nimic, Pilat sări deodată, ridicându-și mâinile în sus într-un acces de nebunie. A murit!" strigă el iarăși. O proștilor, inculților, a căror vedere se poate așa ușor înșela, puterea lumească nu poate ucide pe Nazarinian. El trăiește, el a trăit totdeauna, de la început și până la sfârșit, dacă este vreun sfârșit. Ce? Voi l-ați răstignit? Ați văzut corpului lui străpuns? Sângele lui nevinovat? L-ați pipăit? Ați văzut cum a trăit el simplu, obișnuit și ați crezut că trupul lui este aceeași materie muritoare pe care voi o puteți chinui și nimicii, o proștilor nerecunoscătorilor, voi ați săvârșit cea mai minunată faptă a tuturor viacurilor, ați răstignit o apariție divină, ați jubilat văzând păruta moarte a celui nemuritor. Dumnezeu a fost între noi, Dumnezeu în haină omenească. Cei care au văzut numai pe omul suferind își închipuie că au văzut ceva. Eu am privit mai departe, eu, Pilat, eu am văzut. Aici el se opri în extaz, ochii lui căutau înspăimântați ceva dincolo de grădina învăluită de lumina lunii. Justiția, justiția, strigă el. Ea alergă repede spre el, Pilat o apucă strângându-i convulsiv capul la pieptul său, ca și cum s-ar fi temut să nu o scape din îmbrățișarea sa. Tăcere, tăcere, îngăimă el, să nu plângem căci totul s-a sfârșit. Căința nu ne va fi de folos. Blestemații evrei, ei m-au forțat. Ei și turbatul lor preot l-au ucis, iar nu eu. Iată omul, le-am strigat eu. Am crezut că și ei vor vedea ceea ce am văzut eu. Toată slava, toată aureola acelui chip omenesc, așa de minunat și nepământesc, încât în fiecare clipă eu așteptam dizolvarea lui în univers. El strălucea ca fulgerul, Corpul lui era un fel de haină străvezie prin care se vedea soarele. Dar să nu plângem, lacrimile sunt neîndreptățite căci el n-a murit. N-a putut muri, deși l-au răstignit. El e stăpân pe taina morții, taină nedezlegată de noi. Noi nu știm ce doresc zeii și ce a săvârșit lumea, dar să răspundă lumea că eu sunt nevinovat. Se opri iarăși și începu să mângâie cu gingășie părul buclat al soției sale. Draga mea, zis el cu duioșie, soția mea scumpă, nu, nu plânge justiția, te rog, noi vom uita ziua aceasta, fapta aceasta nu ne privește. Ea e opera evreilor, să dea ei socoteală, eu nu sunt răspunzător, nici înaintea cezarului, nici înaintea lui Dumnezeu. Eu am zis și zic iarăși, sunt nevinovat de moartea acestui drept. Aici el lăsă pe soția sa din brațe și dădu din mâini cu un gest larg și mândru, de dezvinovățire, apoi privirea lui căzu asupra lui Iosif din Arimatea, care tot mai stătea tăcut, dar neliniștit, privind la toată această scenă. Pilat se apropie de el și îl întrebă îngrijorat. Prietene, ce dorești de la mine?" Arimateanul se uită disperat la justiția, aceasta șterse iute la crimile, cei curgeau pe obraj și stăpânindu-și tulburarea sufletească care se mai putea citi încă pe fața ei palidă, și neliniștită îi veni în ajutor. Iubitul meu stăpân ai uitat, zise ea cu gingășia, așezându și așezându-și cu blândețe soțul la locul de mai înainte lângă ușa, ce da în grădină. Tu ești bolnav și munca grea te-a obosit. Omul acesta cere trupul nazarinianului să-l înmormânteze dacă îi permiți. Aprobă-i, te rog, cererea și dă drumul să plece. Tu ai nevoie de odihnă și somn, căci prea te-ai istovit. Pilat se lăsă ca plumbul pe pernă cu privirea pierdută. Tu vrei să îngropi pe Hristos?" întrebă el cu greutate, fiindcă limba abia îi se mișca. Da, vreau," răspunse Iosif încurajat de faptul că Pilat părea că înțelesese despre ce-i vorba. În cavoul tău?" Da." Cavoul tău e mare?" Stăpâne," îngăimă Iosif din nou. Justiția cuprinse capul bărbatului său și cu multă gingășie și șopti ceva la ureche. Pilat surâse cu tristețe și apropie mâna ei de buzele lui. Soția mea îmi spune, iubite prietene, că gândurile mele sunt încurcate și că nu știu cum să-ți răspund. Iartă-mă, te rog, tu ești consilier și trebuie să ai răbdare față de cei slabi. Dorești să mormântezi pe nazarinianul? Vrei să numeri pe cel răstignit printre cei morți? Fie și așa. Ia ceea ce consideri că e un trup mort. Eu îți dau voie să faci răstignitului o mormântare cum se cuvine. Permisiunea mea să pui în mormânt ceea ce niciun mormânt nu poate cuprinde, niciun cavou închis nu poate păstra și vremea nu nimicește. Du-te, fă cum vrei și cum știi. Cererea ți s-a aprobat. Liniștit și cu sufletul plin de recunoștință, Iosif se plecă până la pământ, și era gata să plece când vorbe răstite se auziră din pridvor. Justiția sărie enervată de pe scaunul său să afle pricina acestei necuvincioase manifestări, când ușa camerei se deschise și în pragul ei apăru arhiereul Caiafa cu fața aprinsă de furie și mânie. Ești un trădător, Pilat, răcni el. Tu uneltești cu înșelătorii ca să-și împlinească prefăcuta învierea nazarineanului!" Pilat se sculă încet. Justiția stătea lângă el, era foarte liniștit și pe fața lui se citea o mândrie strivitoare. Pe cine numești tu trădător, supusule al Romei?" întrebă el. Poate nu știi că, deși ești arhiereu al credinței evreiești, ești răspunzător înaintea cezarului pentru ofensa locțitorului lui?" Caiafan picioare tremura de răutate din tot corpul. Și tu ești răspunzător numai puțin înaintea cezarului, dacă te dedai la o înșelăciune josnică, zise el. Nu pricepi că acest amăgitor din Galileea, pe care l-am răstignit astăzi, a zis, după trei zile mă voi ridica. Și acum tu te înțelegi cu unul din adepții lui, la care acela adesea a fost și a propovăduit? Acest sfetnic și caiafa fac o privire cruntă se uită spre Iosif, cere de la tine trupul aceluia ca să-l îngroape pentru un cavou, al cărui secret îl știe numai el, dar știi pentru ce oferă el astfel de servicii? Pentru ca a doua noapte să-l ascundă undeva și apoi să strige că Hristos a înviat. Și aceasta a doua rătăcire a mulțimii va fi mai rea ca cea din tâi, în cazul când tu nu vei împiedica aceasta. Iosif ridică ochii săi severi și privi fix la arhiereu. Acuzația ta, Caiafa, nu mă tulbură, zise el liniștit, tu știi că ea e falsă și e numai minciună otrăvită. Ți a început să-ți fie teamă când ai văzut cum s-a rupt ca tapeteasma templului de sus până jos și ți s-a spus că aceasta s-a petrecut tocmai în clipa când Nazarinianul și-a dat duhul. Tu te-ai înspăimântat cu drept cuvânt și nici acum nu ți-ai venit în fire. Dă-ți seama de tine și rușinează-te, că nimeni nu va fura trupul pe care eu l-am cerut la Pilat. Chiar și cei mai nelegiuiți lasă morții în pace." și această pace eu i-o pot da aceluia care fie el om sau Dumnezeu a fost nevinovat și pedepsit cu nedreptate și prin trădare. Sângele se urcă în fața lui Caiafa și el își strânse pumnii într-un acces de răutate neputincioasă. Auzi tu, Pilat!" exclamă el, cum poți răbda îndrăzneala lui!" Care îndrăzneală?" întrebă justiția. E absolut adevărat că omul din Nazaret a fost fără vină, și că voi l-ați răstignit. Caiafa se uită furios la ea. Eu nu discut cu femeile, zise el, strângându-și dinții. Ele nu iau parte la consfătuirile noastre și n-au dreptul să judece. Justiția surâse. Ochii ei negri întâmpinară privirea lui cu atâta dispreț, încât el tresări și, evitând-o, se îndreptă încă o dată spre Pilat. Ascultă-mă, guvernatorule iudeii, și cântărește bine lucrul acesta, ca să nu-ți atragi asupra -ți nemulțumirea stăpânului tău. Ostașii romani s-au molipsit de o boală ciudată și vorbesc cu drăgălășenie ca niște copii. Într-adevăr, e nemaipomenit să-i vezi pe acești bărbați cu bărbi cum au ajuns să fie stăpâniți deodată de o virtute femeiască. Ei au refuzat să sfărâme fluierile picioarelor nazarineanului hulitor de Dumnezeu, zicând că și fără asta el e deja mort. Ce le păsa lor? Corpul lui trebuia să fi fost sfâșiat în mii de bucățele, dacă ar fi făcut după dorința mea. Caiafa se opri, tremurând de furie, din tot corpul și-și trase cu greu respirația. Pilat îl urmărea cu o curiozitate tăcută. — Centurionul tău e vinovat, începu el iarăși, că din propria sa voință a dat trupul femeilor care stăruiseră pe lângă el cu asemenea rugăminte și ele au pornit atâtea bocete și tânguiri, că ar fi stârnit într-adevăr tot poporul dacă n-ar fi un ceas așa de târziu. Între ele e cunoscuta depravată Magdalena. Ea nu ne-a îngăduit să aruncăm corpul răstignitului împreună cu ale celorlalți criminali, zicând că acest om, și el arătă cu dispreț spre sfetnicul din Arimatea,